Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Invitatul meu de azi este istoricul Lucian Nastasa Covaci. Bine v-am găsit, domnule Covaci, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur de invitație. Și v-am invitat, da. V-am provocăm de fapt să ne răspundeți la întrebarea cine sunteți. Sigur, cât puteți în 45 de minute. Și haideți să începem chiar cu copilăria dumneavoastră. Ați trăit în orașul Roman. Cum era atunci? Doar o parte din adolescență mi-am petrecut-o în acest oraș. Este un oraș din inima Moldovei, Moldova românească mă refer. Pentru mine arăta mai degrabă, specialiștii să zicem, sau cunoscătorii ar spune că era un ștetel. Ștetelul este un fel de târg al evreilor. E adevărat că în anii 70, sfârșit de anii 60-70, el arăta altfel. Fusese deja, cum să spun, fața lui fusese schimbată în sensul că începuseră să apară cartiere de blocuri, vechiul centru evreiesc cu străzile bogate în sinagogi, pentru că trebuie să vă mărturisesc că una din străzile pe care mă jucam avea, nu cred că avea o lungime mai mare de 300 de metri într-o formă curbată, dar avea trei sinagogi mari, mari cum, de exemplu, ar fi sinagoga de lângă piața din Cluj. Asta înseamnă că era un oraș cu un extrem de mare potențial și economic și cultural și de sorginte evrească, dar evident exista și o populație românească. La vremea aceea eu nu făceam distinții pe criterii etnice, pe criterii confesionale. Pentru mine toate lucrurile de astăzi, să zicem, toate aceste deosebiri le-am descoperit pe propria piele abia după 1990, iar înainte le-am învățat, sau mai degrabă ca un fenomen de diversitate ce ținea de istoria propria poporului român sau a spațiului românesc. Vă trageți dintr-o familie de evrei? Nu în totalitate sau nu în formulele, să spunem, halahice. Deci am o pătrime, o asemenea componentă, dar încă o dată spun, are foarte puțină importanță, spun eu, apartenența. E complicat să discutăm. Toată lumea judecă lucrurile acestea, apartenențele etnice, pe așa zisul criteriu de sânge. În realitate nu există nicăieri în lumea aceasta indivizi care să aibă o puritate etnică. Este o invenție primei jumătăți a secolului al XIX-lea, o invenție care a produs extrem de mult rău, pentru că teoriile acestea rasiste a lui Gobineau, Chamberlain, și-au găsit o tristă, cum să spun, o exemplificare, mai ales în anii celui de-al doilea război mondial, cu rezultatele pe care le știți. De aceea, în principiu, îmi displace să discut în termenii aceștia. Pot, în schimb, să vă spun că am un profund atașament față de religia iudaică, evident, mozaică e mai corect, dar e o chestiune ce ține de viața personală a fiecăruia. Eu sunt extrem de puțin interesat de confesiunea care aparține, sau de confesiunile de care aparțin congenerii mei, semenii mei. Nu cred că există cineva pe care să-l fi întrebat eu ce religie are, de ce se roagă așa, unde merge, de ce nu merge și așa mai departe. Contează mult prea puțin, dar ca să creionăm tabloul vieții, sunt importante poate și micile detalii. Când erați copil, familia mergea și la sinagogă? Nu, pentru că v-am spus, nu fac parte dintr-o familie propriu-zis halahică. Pe de-o parte este doar pe linie paternă și doar la a doua generație, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu uitați că vorbeam de perioada adolescenței, de fapt a copilăriei mele, sfârșit de anii 60, dar mai curând anii 70, când eram în plin regim comunist. Ateismul era în floare. Personal am fost un
un tânăr care oarecum teribilist, știu că pe mulți, sau la vremea aceea păream un personaj mai exotic pentru că îl citisem pe Feuerbach, dar eu am avut lecturi foarte serioase pentru că așa mi s-a părut mie atunci că să intru în spectacolul acela al mai degrabă aș spune al agnosticismului. N-aș putea spune că am repudiat religia în general, ci mi s-a părut că un individ care prețuiește știința, pentru că așa ne învăța ideologia comunistă, nu poate să creadă în fantasmagorie, în sensul de a crede în Dumnezeu. Asta era o regulă a jocului. Ca atare, la vremea aceea am dat mai mult credit științei decât convingerilor. Nici nu, când ești tânăr, nici nu prea spui multe probleme existențiale. Bănuiesc că toată lumea este tânără sau a fost tânără, a trecut prin vârsta tinereții. Îmi doresc ca toată lumea să ajungă la vârsta biblică de 120 de ani, dar un lucru este clar, până la 20, 25, 30 de ani toată lumea se crede nemuritoare. Este ultimul lucru la care te gândești, pentru că nu întâmplător eroii aparțin acestei categorii de vârstă. Ei sunt cei care au o enorm de mare inconștiență. Sigur, inconștiența aparține și societăților care, să zicem, îi trimite pe front la război, dar acești tineri sunt, putem să le atașăm ideea de curaj, de un anumit eroism, dar pe care acum eu îl gândesc în alți termeni. Care era personalitatea dumneavoastră atunci, în jurul vârstei de 20 de ani? În jurul vârstei de 20 de ani, nu știu foarte bine la ce vă referiți, dar am crescut, sau cel puțin de când am deschis ochii conștiinței, pentru că până pe la 14 ani, ca în toată lumea, este într-o continuă bâșbâială, mai degrabă copilăria te ademenește cu alte provocări, dar de pe la 14 ani știu că un lucru, n-am știut decât un singur lucru, că voi face ceea ce fac acum, poate nu în formula evidentă cea de astăzi, eram ceva mult mai ambițios și nu credeam că societatea românească de atunci, dar și cea care ar fi urmat, va fi atât de închisă și atât de, cum să spune, neospitalieră, neprietenoasă cu acest gen de activitate. Eu mă refer la faptul că mi-am dorit foarte mult sau aveam o mare dragoste pentru știință, să nu vă închipuiți că am început cu istoria, am început cu multe alte preocupări, nu știu, la 16 ani, poate mai devreme, la 15 ani am avut un excelent laborator de chimie pe balcon, până la prima boroboață, nu, toată lumea descoperă că acidul clorhidic și zincul creează sub acțiunea focului creează o mică buvnitură la care sigur mama s-a speriat și m-a făcut să ratez cariera de chimist. După aceea am fost biolog, mi-a plăcut foarte mult, ca orice lucru pe care îl fac de regulă când am o pasiune o fac cu temeinicie. Unii s-au uitat de-a lungul vieții cu multă admirație la lucrul acesta și acum mă privesc cu neîncredere, nu-și pot imagina că sunt personaje în lumea aceasta care dacă au o pasiune, o dorință, chiar sunt încăpățânați. N-am o încăpățânare de tip social, adică cine mă cunoaște știe, știu colegii, prietenii, toți ceilalți trăiesc într-o lume intelectuală în care mai avem și dispute și neînțelegeri. Eu nu sunt unul dintre aceia care să îl privesc pe oponentul meu, cum să spună, dacă cineva nu e de acord cu o părere de-a mea, să o iau ca un atac personal. Dimpotrivă, iau ca un stimul pentru a intra cu el în dialog, pentru a reflecta asupra propriilor mele idei și să văd de ce el nu este de acord, judecând opiniile lui. Deci, revenind la ideea de atunci, deci chiar pe care o începusem. Bun, și după toate aceste experimente, cum ați ajuns să vă îndrăgostiți de istorie? A fost un moment de declic? Da, asta se datorează tatălui meu, pentru că aveam o bibliotecă extrem de serioasă în casă. El era, profesia lui era o carieră militară și sigur că prima carte pe care am avut-o la îndemână a fost Clausewitz despre război, dar vă dați seama că alături de această carte erau multe, multe alte cărți.
cărți le păstrez și acum. Cred că am una din bibliotecile personale. Acum vorbim de lucruri ce țin de noi ca familie, de ființa umană. Am una din cele mai, cum să spun, bine păstrate biblioteci, preluată de la părinți și chiar puțin mai dinainte, cu cărți vechi. Asta înseamnă că, vă dați seama, toți tinerii am avut lecturi complete și complexe despre foarte Napoleon, frumos. Despre cel puțin secolul al XVIII-lea și al XIX-lea era bine ilustrat din toate punctele de vedere la mine în casă. Și cam câte volume cuprinde această bibliotecă? La vremea aceea mi se părea enorm, adică mi se părea că toată casa e o bibliotecă. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că am găsit ceva de la tatăl meu, un fel de inventar, așa, nu erau mai mult de 2000 de cărți. Sigur, cifra nu spune mare lucru, dar dacă ai în față 2000 de cărți, ele sunt multe. Adică ocupă cel puțin o sufragerie și ceva. La urma urmei, nu cantitatea are foarte mare importanță, ci calitatea. Și ele erau cărți alese pe sprânceană, pentru că tatăl meu era o persoană deosebită. Ca atare, la 17-18 ani eram un om, o persoană despre care mulți se uitau la mine, unii cu compătimire, cu compasiune. De ce? Păi, sigur, un tip care refuză multe plăceri ale tinereții și se ascunde între cărți și citește cărți și apoi este o vârstă când ești teribilist, dincolo de faptul că nu mai ai răbdare cu părinții, că de regulă nu-ți permiți cu părinții, pe ei îi execuți între ghilimele primii, o știe toată lumea, nu trebuie eu să spun lucrul acesta. Dincolo de asta, dar mai aveam și obiceiul acesta, că dacă mai știam câte ceva, mai aveam prostul obicei de mai corectam, mai completam profesorii pe la ore. Ori, la vremea aceea, imaginea profesorului era sacră, cel puțin în cazul meu, sau așa mi se prezentase imaginea în casă la mine despre profesori și eram foarte uimit când găseam câte un profesor care făcea erori enorme, cum era o profesoară de română. În 1973 se sărbătorea o sumă rotundă în legătură cu Dimitrie Cantemir. Cultura română s-a mobilizat puțin, atunci așa au apărut cărți foarte multe. Ori doamna cu pricina nu avea obiceiul probabil să facă lecturi suplimentare și una, am prins o perioadă când se făcea carte, chiar dacă în maniera aceea, să zicem, de mai degrabă de a reține cât mai mult și mai puțin de a înțelege lucrurile, eu am fost și o victimă acestei școli, numai că m-am trezit mai repede și ca atare, faptul că am o minte mobilă, mă îndemna mereu să fiu atent la profesori, dar în același timp să nu-mi țin gura și să mai dau, mai fac completări, ori completări pentru profesor însemna un fel de ofensă și asta m-a mai pus în conflict cu profesorii mei. După care v-ați mai temperat după aceea? Eu cred că sunt temperat și acum. Eu sper, adică că am oameni care mă îndrăgesc, dar trebuie să fii convinsă că am și persoane care nu mă îndrăgesc. Adică au sentimentul că vorbesc prea mult, că pun prea mult punctul pe ei, că am un spirit critic, neînțelegând că nu o fac cu răutate, nu o fac în ce privește, nu mă interesează viața privată a cuiva. Eu mă refer la acest spirit al meu de reflexie adâncă în domeniul pe care reprezint și tot ce pot eu cuprinde în domeniul culturii și ca atare, sigur, când mai pui punctul pe ei, pe aici, pe acolo, îți mai arăți desaprobarea în legătură cu anumite idei, gânduri, cărți, pentru că la noi este și foarte multă improvizație culturală și oameni care fac carieră pe aceste tipuri de improvizații culturale, sigur că li se pare că sunt un personaj incomod. Dumneavoastră, ce detestați cel mai mult la oameni? Fățărnicia, oportunismul. Oportunismul nu în sensul definiției pe care, să zicem, aș putea foarte bine a profita de o conjunctură, nu mi se pare nimic reprobabil. Nu,
de a profita de o oportunitate, să zicem. Problema este cu acei oportuniști care sesizează breșele în care ei se pot infiltra fără să pună, încă o dată, vorbim de domeniul culturii, de cel pe care îl servesc și în care mă aflu și pentru mine este o mică confuzie încă acum dacă trăiesc într-o viață reală sau într-o viață culturală. Eu n-am, pentru mine ziua de 24 de ore nu înseamnă altceva decât de a trăi cultural. Eu n-am alte tipuri de sentimente. Bun, revin, deci oportuniștii care încearcă să blocheze oameni care n-au toate competențele, nu se supun toate regulilor meritocrației și trebuie să vă spun că în România ultimilor 15 ani s-au născut niște mecanisme extrem de perfide care să creeze imagini și mai puțin profunzimi la indivizi. Așa cum asistăm în zilele noastre la modificări de legi, dar nu numai, după 90 în general s-au dat legi care să servească anumitor interese, nu neapărat de suprafață națională, de suprafață socială, adică nu în interesul unei națiuni, a unui popor, ci a unor indivizi. Povestiți-ne cum ați ajuns la Cluj și cum a fost parcursul carierei. Păi, vă dați seama că m-am ocupat toată viața de carte. Eu chiar nu pot imagina. Facultatea ați făcut-o la Cluj? Facultatea am făcut-o la Iași. În realitate mi-am dorit să o fac la București. Am primit un sfat extrem de prețios de la cineva care tocmai terminase această facultate și mi-a zis nu te du la București, o să vă spun și imediat de ce, mergi la Iași pentru că acolo sunt profesori extrem de deschiși la minte și nu vei avea decât de câștigat. În opinia mea, la vremea aceea părea că, și nu greșesc și acum este valabil lucrul acesta, că lucrurile mari se fac în capitală, în metropolă. Întotdeauna metropolele, aici și pretutindeni, au fost extrem de atractive și mă gândeam că vrei să faci o carieră profesională deosebită, te duci acolo unde e capitala, pentru că acolo sunt instituții, acolo sunt, există toate pârghile care să te poți afirma. Pentru că trebuie să mai discutăm, ar mai trebui abordată o latură a existenței umane, în sensul că, la fel, nu este reprobabil să fii ambițios, adică în viață multă lume face o mulțime de lucruri. Problema este că acele lucruri pe care le faci să aibă finalități, de orice natură, dar mă refer în limitele moralității pe care îndeopște este bine conturată. Ca atare, mă gândeam că acolo se pot face lucruri bune, dar am fost sfătuit să merg la Iași. Vreau să vă spun că nu mi-a pare rău, am avut profesori de excepție cu adevărat. Nu pot să-mi dau seama acum dacă datorită persoanei mele, pentru că fiecare individ are și el un anumit magnetism. Mergem pe stradă, cunoaștem o mulțime de oameni, știți foarte bine, vedeți, cu unii te întâlnești, parcă nu te-ai mai întâlnit niciodată, nu ți-ai mai dori. Sau nu poți să legi o vorbă, n-ai ce să faci cu el, adică ai... Iașul e un oraș romantic, ați trăit o mare iubire acolo? Toată lumea trăiește iubiri. Iașul este un oraș trist romantic. În sensul că este de o altă configurație decât arată Clujul, mă refer din punct de vedere arhitectural, tot ce înseamnă urbanism, bulevarde largi, are o excepțională tradiție istorică. Gândiți-vă că eu am și scris o carte despre generații și schimbare la sfârșitul secolului al XIX-lea, în care tema principală a fost Junimea. Pentru că este o întreagă, cum să spun, o construcție societală a trebuit să existe în jurul acestui concept acum de junimism în epoca respectivă. Deci a fost un oraș extrem de atractiv, este, nu bine păstrat, l-am prins într-o perioadă când foarte multe vechi monumente, clădiri care puteau să dea măsura trecutului Iașului. Deci atunci vă interesa mai mult cultura decât relațiile? Sigur, dar cultura mea preocupările mele de a relaționa orașul cu preocupările mele culturale se limitau la, să zicem, secolul XIX. Faptul că mă puteam plimba prin Copou, că universitatea de acolo era apreciată la vremea aceea ca
ca prima universitate românească, ceea ce este un oarecare fals din punctul ăsta de vedere, dar există și motive pentru care li s-a lăsat această iluzie celor de la Iași. Deci Iașul este al lui Eminescu, al lui Titu Maiorescu, al lui Ion Creangă, dar am găsit foarte mulți intelectuali de o, numai despre asta aș putea să povestesc și să scriu cărți întregi. Ați legat prietenii strânsi acolo? Sigur, și ca nimic nu poți să faci în viața aceasta fără, nu numai fără prietenii strânse, nu e vorba de prietenii așa cum gândesc alții, de coterii, de grupuri abil constituite ca să pună mâna pe pârghii de putere cum asistăm în mediul intelectual aici, dar și la București și în alte părți, ci oameni care se pare că m-au apreciat din punct de vedere intelectual. Am fost extrem de aproape ținut de către Ștefan Sorin Gorovei, un mare, mare genealogist dintr-o familie, nepotul lui Artur Gorovei, și care, de la care am învățat enorm de multe lucruri, dar dacă aș da nume acum, cu siguranță voi uita pe mulți, dar nu pot să-l evit pe Alexandru Zub, care, academicianul, care mult mai târziu, la un deceniu diferență, mi-a fost și conducător de doctorat și mi-a fost așa cum mi-am dorit eu și cum mă compor și eu cu alții doctoranți de-ai mei. Lume bună am avut, deci ce să mai discutăm, și oameni care reflectau asupra istoriei și nu reproduceau. În vreme ce sunt medii universitare, academice, nu cred că aș greși dacă l-aș indica și cel de unde ne aflăm acum ca urbe, ca o istoriografie care este extrem de dominată de empirism și cu mai puțină deschidere spre reflecție. Și poate și înțeleg lucrul acesta, că fiind o regiune multietnică, extrem de complexă, pentru populația dominantă este mult mai comod să privească lucrurile empiric și să o manevreze cum dorește, decât să emită reflecția asupra istoriei și să lase și celorlalte grupuri etnice, confesionale, partea de istorie pe care o merită. Fiind istoric, aveți și un personaj favorit din istorie? Ați avut un model pe care ați încercat să-l copiați? Aș vrea să răspund puțin mai elaborat. România, în general, a fost lipsită de modele. Deci nu prea avem modele. Avem fizice. Sigur, prețuim un profesor universitar, un profesor de liceu, o profesoară, adică de la fiecare câte o bucățică putem să luăm ceva și să ne ajute în propria construcție. Pentru că marea problemă a tinerilor din România este lipsa modelelor. Și vă asigur că am studenți, am tineri în jurul meu, nu de acum, de 30 de ani, toți și-ar dori să aibă, toți au o mică perioadă de derută, mai ales pe la 18-19 ani, când le lipsesc acei indivizi care să stea cât de cât în spatele lor și să-i îndrume și să le dea certitudini că ceea ce fac acum va avea un beneficiu în viitor. Ori eu mi-am scos aceste, din nefericire, nici eu n-am avut modele, am avut pe bucățele, începând de la tatăl meu, dar nu toate m-au satisfăcut, aceste, poate pentru că am fost eu ceva mai ambițios și mi-am dorit. Dar v-a fascinat în mod deosebit vreun personaj istoric? Dacă vreți și un răspuns concret, pentru că insistați pe chestia aceasta, la 20 de ani am avut un model de biografie intelectuală și anume Vasile Pârvan. M-am despărțit peste 10 ani de acest model, dar a rămas în mine această obsesie a muncii pe care o avea și Vasile Pârvan, din nefericire pentru el, din fericire pentru mine, cu biografii oarecum diferite. El s-a căsătorit mai târziu, și-a pierdut soția la scurtă vreme de la căsătorie și copilul pe care tocmai trebuia să-l aibă exact acum 100 de ani, în perioada când s-a oferit, Bucureștiul era ocupat și soția lui a mers, cred că la Odessa se afla undeva în Basarabia, după care el a devenit acel, să zicem, portret de pastor protestant, adică un om extrem de auster și care nu s-a ocupat decât de carte, ceea ce se poate vedea în biografia mea până la o vârstă, dar pe care mi-am schimbat-o. Poate mulți până pe la 30 de ani au văzut în mine
nu neștiind biografia lui Pârvan, sigur nu pot face o asemenea comparație, dar am avut și aceste obsesii, să nu pierd timpul, să fructific cât mai mult. M-am gândit că sunt tânăr și că, domnule, nu se întâmplă nimic dacă muncesc 20 de ore pe zi, că o să am timp să dorm. Sau când au fost și momente de genul acesta, că decât să trăiesc 70-80 de ani inutil, pentru că avem în jurul nostru de vieți, din punctul meu de vedere atunci, inutil trăite, zic, domnule, mai bine trăiesc 40 de ani, dar ard cu intensitate, produc ceva important și cu asta basta. Între timp mi-am schimbat gândurile pentru că am intrat în legătură și cu alte personaje extrem de importante. M-aș numi aici, începând de la Bourdieu, Pierre Bourdieu la Paris în 91, alții din jurul lui și care mi-au rămas prieteni pe viață, am și scris cu unii cărți, cum e Victor Caradi, pentru că eu l-am cunoscut la Paris, acolo lucra el, și care m-am dus extrem de, cum sunt eu, eram la Ecole Practique des Hautes Études la ora 8, să intru în birou care mi s-a dat și am văzut eu că se uită cam ciudat femeia care era un fel de gardian pe acolo. Adică ne-am legitimația, pe urmă m-a cunoscut luni de zile, aveam un birou la etajul 4, bă, nimic, instituția pustie, abia pe la 11 începea să mai apară câte cineva. Eu stăteam în birou, lucram, dar sigur că eram totuși, eram în Parisul pe care toată lumea îl visea. Nu chiar de boem, despre Parisul boem am scris ceva, dar n-are importanță. Oamenii mari, celebritățile, veneau pe la ora 10:30-11, întâi își verificau corespondența, după care coboram la cafetăria, cum era acolo, în curtea interioară, și ne socializam, eram Monique de Saint-Martin, Mihai Dinu Gheorghiu, ultimul dat afară de către regimul ceaușist, și el, într-un fel, ținea în realitate această fabuloasă publicație de specialitate, Act de la Recherche Ancien social al lui Bourdieu, dar practic Mihai Gheorghiu o făcea, chiar dacă era un român și unii știți că privesc pe români mai așa cu suspiciune. Nu. Dacă nimerești în mediile care trebuie și ai această demnitate a individului și nu, niciodată n-am avut sentimentul că cineva mă privește ca... Ați scris multe cărți, domnule Covaci. Dacă ar fi să scrieți o carte după viața dumneavoastră, ce titlu i-ați da? Nu cred că voi scrie, deși acum, nu, despre mine nu voi scrie, nu. Mi se pare că nu sunt un personaj atât de important cum m-ați lăsat dumneavoastră să credeți. Dar cum v-ați caracteriza viața în 2-3 cuvinte? Păi, nu știu ce să spun, chiar obsedat de muncă, dar nu de orice tip de muncă, mai degrabă nu de muncă, ci de munca de cercetare, pentru că m-am trezit în acest secol, la cumpăna, vă dați seama ce șansă am avut să trăiesc la cumpăna secolului, secolul 20-21, la cumpăna mileniului, 1 cu 2 cu 3, deci 2 cu 3, deci este o mare, mare șansă pentru cineva și sigur că un istoric abil sau un individ cultural ar putea să fructifice această posibilitate. Nu m-am gândit deocamdată, pentru simplu fapt că am atâtea proiecte în față și poate tocmai de asta ce spuneți dumneavoastră cu s-au adunat multe pagini, mii de pagini scrise, nici nu știu cine le-a scris și cum le-a scris, dar cu certitudine nu sunt plagiate și nu sunt copiate, mai mult sunt rodul cercetărilor de arhivă. Cine mă știe poate să confirme că de la vârsta de 18-19 ani stau prin arhive și cum stau eu, adică eu nu mă duc pentru o oră, două. Eu când mă duc de dimineața până seara. Nu de puține ori am ieșit efectiv, fiind un rău, leșinând de oboseală pe aceste fonduri și multă lume poate se miră de unde am atâta informație, dar am o vârstă. Meseria mea este o meserie de acumulare. Nu poți fi la 20 de ani cum nu poți fi la 40, cum poți fi la 60 de ani. Este marea diferență sau marele lucru pe care nu le înțeleg foarte mulți. De aici și tristețea
reală a multor slujitori ai științelor umaniste că sunt scoși la pensie, la vârsta de, nu știu, 64, nici nu știu la cât se scoate la pensie, 64-65, pentru că în domeniul nostru, care este un domeniu de acumulare, adică trebuie lecturi, să nu-și închipuie cineva că poți să scrii o carte, eu mă uimesc, sunt uimit de unii care își fac vâlvă, reclamă la cărți și le consideră geniale și ei pe urmă nu se pot împăca cu ideea că nimeni nu le bagă în seamă. Sigur, dacă știi, o lucrați în media, dacă ai un bun aparat pe lângă tine, prieteni, presă și așa mai departe, poate să facă dintr-o carte de nimic, poate să facă un bestseller, dar ea cu siguranță se va desumfla peste un an de zile. Domnule Covaci, viața nu e compusă doar din muncă, după cum bine știm. Pe plan personal, care e cea mai mare realizare? Toată lumea ar spune că familia. N-am privit lucrurile acestea. Familia pentru mine e parte componentă din mine. Probabil, nu cu probabil, cu siguranță nu m-aș fi putut realiza sau n-aș fi putut realiza atâtea lucruri câte am făcut până acum. Chiar dacă la 20-25 de ani mi-am imaginat întotdeauna despre mine ca un om auster și, cum să spun eu, fără o familie, fără nimic. Deci nu, eu nu mi-am putut imagina la 20 de ani că eu voi putea face ceva temeinic în viața aceasta, având o familie. Adică asta ți-asum niște obligații, pentru că toată lumea gândește despre familie ca o relație în care nu neapărat de reproducere, de faci copii, de cum să spun eu, nu. Familia este un lucru mult mai complex, dar dacă aveți curiozitatea și vă uitați într-una din cărțile mele, se cheamă Intimitatea Amfiteatrelor, destul de consistentă, cred că are vreo 600 de pagini, câteva, cred că peste 200 de pagini se referă la acest lucru, la familie și toate componentele ei în mediul intelectual românesc. Și veți afla. Era totuși o curiozitate, până la urmă, cine a fost aleasă dumneavoastră? Cred că eu am fost alesă. Dintr-un motiv foarte simplu, îmi displace să discut despre viața mea privată, nu o ascund, pentru că în clipa când am ieșit în lume, mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie ca o carte deschisă. Sunt mulți care spun, domnule, nu vă interesează viața mea privată sau alte lucruri, dar le place să ocupe funcții de top și le caută cu îndârjire, dar sunt extrem de frustrați și de supărați când apar fel de fel de detalii biografice care îi arată că sunt și imorali, sunt și oportuniști, sunt și aia, sunt și aia. Adică, cum să spun eu, această duplicitate, nu poți să predici din amfiteatru cinstea, corectitudinea, onestitatea și așa mai departe, iar tu în viața privată să te porți ca un ticălos la drumul mare. Să ai alături de nevastă să mai ai și o amantă, să te încurci, să-ți lași soția, să zicem, mai în vârstă, nu foarte în vârstă, pentru o studentă mai tânără. Deci sunt lucruri care pe mine, care eu, pentru mine au un aspect reprobabil. Asta și pentru că oamenii aceia probabil se plictisesc și n-au ce face și atunci, sigur, se mai uită și nu mă refer neapărat la viața lor privată, se mai uită și în alte părți, adică sunt oameni care frecventează cârciumile, paharele de băutură și așa mai departe. Nimeni nu o să poată spune despre mine că mă vede în asemenea tipuri de companii sau că nu refuz un pahar de ceva la o masă, mă întâlnesc cu prieteni, sunt un om civilizat totuși, sau așa am eu sentimentul, dar niciodată n-am. Din potrivă, mie nici nu prea. Sunteți un familist convins. Încă o dată vă spun, nu privesc lucrurile acestea. Dacă dumneavoastră considerați că sunt un familist convins, da. Am soția care este, încă o dată spun, este parte a biografiei mele. Nu știu dacă aș fi reușit să fac mare lucru sau cât aș fi reușit fără ea. Cu certitudine m-aș fi îmbolnăvit. Pentru că vă spuneam că eu am fost cel care, pentru că am înțeles după aceea că atât de milă, multă milă am stârnit, eram atât de slab, pentru că vă spuneam, eu până acum câțiva ani, eu n-am dormit mai mult de 4-5 ore pe noapte și am înțeles că i s-a făcut milă de mine și cu mâncarea, cu alimentația, stăteam foarte prost, adică mie nu mi se părea lucrurile, dar pentru un om normal din afară, lucrurile acestea, eu nu mâncam decât când mi se făcea foame, mai eram și fumător într-o vreme și știți cum e. Și ați cunoscut-o la Iași sau la Cluj-Napoca? Dacă vă spun că am cunoscut-o la Vaslui,
În sensul că am fost repartizat, visul meu, am nimerit o perioadă de studii universitare foarte proastă. Anii 80, mai ales la mijlocul anilor 80, practic nu mai existau repartiții în orașe, toate repartiții, mai ales la facultăți, mă refer la facultățile umaniste, istorie, filozofie, litere, sau cum era atunci filologie, deci repartițiile erau aproape în totalitate la țară, în mediul rural, mai se scoatea câte un post dacă era vorba de fiul cuiva, foarte important, dar toată lumea știa pe parcursul la 3-4 ani, toată lumea așa știa că s-a scos cândva un post pentru Georgescu la orașul cutare, ca să fie mai aproape de mediul universitar, că îi se pregătește o catedră. Eu n-am avut ambiții, ci toată, mi se poate confirma, dacă vor urmări și alții, nici să fiu șef de promoții, nici, chiar nu m-a interesat, nici acum. Eu nu sunt o persoană să-mi doresc publicitatea, numai din dragoste pentru, sau cum să, din atașament față de postul de televiziune pe care îl reprezint și de tine, pentru că ne-am cunoscut mai devreme din motive strict profesionale, istorice. Așa, deci n-am urmărit, dar s-a întâmplat atunci să am o medie, să iasă media cum s-a cuvenit, să existe un singur, două posturi într-un oraș, în două orașe, era vorba de Vaslui și de Drobeta Turnu Severin. Drobeta Turnu Severin era prea la capătul lumii, m-am dus la Vaslui pentru că două lucruri pentru mine erau importante. Să fiu în proximitatea centrului universitar, pentru că aveam deja conexiuni. Gândiți-vă că în perioada când am terminat studiile universitare, eu n-am făcut ca ceilalți de acum, 7 masterate, am făcut o facultate simplă de 4 ani, numai licență, așa, dar aveam câteva studii importante la vremea aceea, publicate în reviste academice, nu erau multe, pe piața românească, 3-4, ei bine, reușisem să pătrund în volume colective, asta înainte de 89, nici unul din textele acelea nu mă fac de râs, n-am avut, mulți spun acum că au fost obligați să introducă texte, să ideologizeze, eu n-am fost obligat. Deci uitați-vă, aveți în fața dumneavoastră un om care nu și-a făcut probleme, la fel cum n-am făcut nici tragedii. Pentru că puțină lume știe despre proiectele mele eșuate în epoca aceea. Sunt bună, am mai scos, știu eu, Vasile Pârvan cu partea lui de medieval, o carte la editura științifică și enciclopedică, groasă. Vă dați seama, aveam 24-25 de ani cât aveam, să-ți vezi cartea în vitrină, la vremea aceea să apară o carte înainte de 89 și la editura științifică și enciclopedică era un lucru, dar puțină lume... Numai specialiștii știu că eu fusesem anunțat cu o ediție în două volume a lui Xenopol, scrieri filozofice, care nici în ziua de astăzi n-a mai apărut și care mi-a fost efectiv furată. O jumătate din ea a fost valorificată de altcineva, nu m-a deranjat. Deci muncă risipită. Și ca să-mi răspundeți pe scurt la întrebare, până la urmă pe doamna ați întâlnit-o la Vaslui? La Vaslui, exact. Și v-am spus, i s-a făcut milă de mine și a făcut ceea ce o... Sunt mai puțin îndrăzneț în relațiile am fost mai puțin îndrăzneț în relațiile cu sexul feminin, cu persoanele de sex feminin, de asta și la asta am explicații, în sensul că toată copilăria mea mi-am petrecut alături de fete. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut prieteni băieți deosebiți. Marile mele prietene au fost fetele. De regulă erau ceva mai mari ca mine, fie că aveam eu 6 ani și ele aveau 10-12 ani, au o mulțime de poze acasă, amintiri, nu? De lucruri. Eram și un soi de confesor, la fel cum și acum multă lume apelează la mine pentru fel de fel de sfaturi, dar nu băieții, ci fetele, deci cele de astea. Dar uite, că aici s-a întâmplat tot lucrul acesta pe care nu numai îl regret. Acum trebuie să vă mărturisesc că eu de la partea mea de agnosticism, de care o declaram pentru proaspăt tână, adică adolescența aceea târzie, am trecut la redescoperit valorile
nu religioase, ci valorile ce țin de cel atotputernic, nu datorită ceea ce se întâmplă în jurul nostru după lumea, după 90, adică toată lumea a devenit bisericoasă și așa mai departe, are de-a face cu, efectiv, cu lecturile mele, cu angajamentele mele, poate, poate și cu frecventele călătorii în Israel, pentru că a trăi în Israel, mai ales la Ierusalim, ăsta e locul meu de... Locul preferat? Cum? Locul preferat nu mai preferat, călătorii. Da, sigur că e preferat, dar în sensul de ca centru de găzduire pentru mine, sigur că acolo privești lucrurile altfel, încep să le gândești altfel. Am început să fac ceea ce nu s-a făcut niciodată în familia mea, să am acces la texte nu neapărat religioase. Cine crede că religia iudaică este doar o religie, se înșeală marnic. Este un mod de viață și bine ar fi pentru foarte mulți oameni să, decât a citi nu știu ce filozofi stupizi care te învață fel de fel de lucruri, văd pe la televizor, prin presă, anii 90 era plin, acum la fel, oameni care cred în zodiacuri, în numerologie, în cutare, nu e nevoie de așa ceva. N-au deloc o adevărată cunoaștere aceea. Chiar și fără să fii un om care crezi în cel atotputernic, bunul simț te îndeamnă să nu crezi în toate prostiile astea. Dincolo că chiar și pentru creștini ortodoxi sunt pasaje în Biblia, cea rotundă, în Vechiul și Noul Testament, în care este chiar interzis să apelezi la asemenea lucruri. Și văd că oamenii merg la biserică, cred în moaște, cred în aia, dar cred și în zodii, în numerologie și nu mai știu ce, nu le-ar trece o clipă prin minte să respecte preceptele morale pe care le stabilește fie cel atotputernic din Vechiul Testament, Iisus Hristos în Noul Testament. Nu ai nevoie de nicio școală pentru a trăi omenește și onest în viața asta. Domnule Covaci, știu că aveți un program foarte încărcat, sunteți și manager la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Cum arată o zi obișnuită de luni din viața dumneavoastră? De luni? Nu, cred. Hai să o luăm pe marți. Glumesc acum. Sigur, nu este o rețetă. Pe mine această însărcinare cu muzeul m-a luat puțin, mi-a stricat programul. Gândiți-vă că trei decenii și ceva am avut un program extrem de personal și de personalizat pe munca mea. Lumea știe că sunt om matinal, la ora 6 eu sunt la masa de lucru și nu prea ieșeam din casă până pe la ora 11, pentru că eu dacă n-am 2-3 ore la îndemână pentru scris, pentru tot ce fac eu intelectual, nici nu mă apuc de treabă, mai bine joc sport, nu știu, m-aș uita la un film, pentru că până ți intri în atmosferă trebuie să reiei părțile de înainte. V-am spus, eu sunt unul dintre cei care cred că istoria trebuie reflectată, adică nu poți să arunci nimic, n-are niciun fapt, oricâte detalii afli din istorie, n-au nicio valoare pentru contemporaneitate și nici pentru viitorime, dacă nu le dai un sens acelor fapte. Pentru că nici nu trebuie să intru în detaliu acesta acum. Așa. Ca tare, lucrez dimineața acasă, totdeauna laboratorul meu este acasă, v-am spus, bănuiți că am o bibliotecă care între timp a ajuns, se întinde pe, 4-5 camere, habar nu mai am, că e gestionată altfel la mine, tematic. Adică ce am descris pe o anumită temă am la Cluj, aici, tot la Cluj, aici, într-un alt loc, se ocupă de altceva. Mai am casa mea de suflet de la țară, unde are acolo disponibilitățile sunt mult mai mari, acolo se ocupă de minorități. Acolo mergeți și în weekend? Totdeauna. Deci când sunt în țară, când eu nu... Sigur. De asta nu încurajez întâlnirile de vinerea, sâmbătă, duminica, vinerea după amiază. Nu. E dreptul meu și încă o dată vă spun, cred că încă mai am de spus multe lucruri, am încă multe proiecte, știu că vor rămâne tot atât de multe nefinalizate, dar asta e viața. Și atunci de muzeu vă ocupați în a doua parte a zilei, să înțeleg. Mă ocup cam de pe la ora 8:30, 9:00 aici.
E și greu de spus. Toată lumea își imaginează, mă deranjează enorm că toată lumea gândește în termeni de ceas, de oră. 8 ore, nu? Vreau să spun că aici am lucrat și câte 10-12 ore la muzeu. Este o chestiune de a formata. Este ca o treabă la computer, de a formata hard disk-ul, de exemplu. Se folosește această expresie. Deci, în primul rând că trăim în România. Și în România s-a născut un principiu foarte sănătos și cine nu ține cont de el, nu va ajunge bine. Adică, ochiul stăpânului îngrașă vita. Ăsta e principiul de bază. Și atunci a trebuit să mă ocup de această instituție în primii ani destul de bine, până mi-am formatat această echipă. Folosesc cuvântul echipă, toți îmi sunt colegi. Ați observat cum discutăm, nu există bariere de genul acesta. Pe mine sunt extrem de interesat ca instituția să funcționeze, ca fiecare să știe locul său și oamenii pe care avem aici, și nu-s puțini, toți știu locul și știu ce au de făcut, încât eu cred că dacă aș lipsi un an de zile, exagerez, dar chiar și un an de zile, și știind cine este spiritus al acestei instituții, lucrurile merge foarte bine și în lipsa mea. Am fost puțin încurcat în perioada de primul an, al doilea an, că toată lumea, domne, dădea telefon sau pentru fiecare fleac eram consultat, pentru că lumea în general în România, fie că e vorba de mediu academic, universitar, domne, obișnuit să-i arate șefului, adică a rectorului, a decanului, a șefului de catedră, cui vreți dumneavoastră, cât de pasionat este el și de interesat de ceva, bătându-l toată ziua la cap. Și de regulă, oamenii aceștia, sunt alții care sunt în funcții ierarhice de conducere, care nu încurajează deloc, numai el să apară, știți foarte bine că sunt, evit să apar, dar promovez cât pot de mult pe colegi. Mai avem foarte puțin timp din emisiune, din păcate. Spuneți-mi pe scurt, care e hobby-ul care vă pasionează cel mai mult? Ce faceți când doriți să vă relaxați? Citesc. Ce pot să fac? Chiar citesc. Nu pot să fac altceva. Nu intru în detalii tehnice ce înseamnă munca. Ne faceți și o recomandare de carte atunci? Mai multe? Nu vreți să vă dau un autor să vă recomand? Că în limba română a apărut mai multe. Amos Oz. Este cel pe care îl recomand să-l citiți acum, cât se poate de repede, că eu cred că lumea se va mai schimba puțin de la noi. Dar nu pot spune, hobby, deci clar că la mine altfel se împarte biografia intelectuală, practic sportul, dar nu la modul organizat. N-am cum să vă spun, sunt un călător, sunt cel care merge pe jos foarte mult, practic tenisul, am făcut ceva investiții pentru o mică sală de sport la mine acolo, la țară, în sensul că iarnă fiind pot să practic sportul pendelete, dar îmi place natura enorm de mult. Dar nu înțeleg de ce, ce înseamnă să ne relaxăm? Da, mă simt foarte relaxat, mi se pare că nu... Adică momentul acela doar cu dumneavoastră, când după servici... Tot timpul sunt numai cu mine. Deci nu, eu nu sunt dintre cei care am fost vreodată victima sistemului. Eu nu am fost nici sub opresiunea regimului comunist, nu l-am simțit, încă o dată vă spun. Luați și citiți ce am scris eu, pe mine nimeni nu m-a obligat pentru că să mă prostituez intelectual în anii 80. Chiar nu. Nu, n-am avut, adică aș păcătui să dau vina pe cineva și nici nu fac tapaj de chestia asta. Alții văd că se simt obligați, că au scris să facă, să colaboreze, treaba lor. Mulțumim încă o dată pentru prezență, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc de invitație. Mulțumim, doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN. Iubim apa.